Vă salut, dragii mei și dragile mele. Un filmuleț cerut, foarte, foarte cerut, fiindcă multe persoane după iarnă, după stările imunodeficitare, după boală, au părul foarte subțire, le cade părul. Sunt multe probleme în ce privește sănătatea părului. De ce vă recomand încă o măsculiță pentru întărirea părului, pentru creșterea părului, pentru tratarea părului, pentru sănătatea părului, din două produse foarte, foarte simple. Imbirul, l-am preparat aici, l-am pregătit aici, l-am dat prin rozătoare și uleiul de ricin. Și de ricin se folosește în produsele cosmetici pentru întărirea și creșterea genilor, sprâncenilor, în produsele de make-up, în remeluri. Uleiul de ricin conține omega 9, omega 6, vitamina E, care stimulează și regenerează structura părului. Imbirul, o plantă ayurvedică foarte folosită, chiar îmi place să prepar ceaiuri din imbir. Ați văzut și măsculițe cu imbir, o să vi le atașez în descriere. Conține fosfor, magneziu, zinc, fier, seleniu, calciu, vitamina B, aminoacizi, dar cel mai important pentru creșterea părului este curcuminul. Curcuminul care un capsaicin, curcumin sau capsaicin, care stimulează creșterea părului, e un vazodilatator puternic. Stimulează creșterea bulbilor, rădăcinii, hrănește și ca nutrient, și ca stimulator. Este un super, super produs. Întărește, dă luciu, restabilește structura părului. Este minunat, se folosește pentru antimătreață, antimicotic, detoxifiant. Este super. Pentru această mască ne trebuie o linguriță de dați-o să scurg, o linguriță de ceai. Depinde de podoaba capilară. Undeva aici sunt două lingurițe de ceai, dar depinde de mărimea părului, pentru că o linguriță de ceai de imbiri și o linguriță mare de ulei de ricin, de masă. Iată aici la mine e o linguriță de masă. Dacă părul e... Vai, ce masă plăcută! Masa aceasta se aplică masând la rădăcina părului, și se lasă 10-15 minute, fiindcă este o mască foarte puternică care dă căldură pielii, irigă rădăcina părului și persoanele care au tensiune nu se recomandă să aplicați această mască, fiindcă este o mască foarte stimulatoare. Se recomandă de 2-3 ori în săptămână să aplicați 8-10 proceduri. Masca se aplică timp de 15-20 de minute, nu mai mult, pe părul curat, fără mus, fără lac. Părul gras se spală bine, se usucă. Masca se spală cu șamponul de rutina de îngrijire. Eu o să vă atașez toate linkurile la filmulețele de îngrijire și treptarea părului. Eu folosesc un gel ca condiționer, acest gel de la L'Adore Perfect Hair Therapy. Îmi place mult că conține colagenă, este un gel plăcut, mătăsos și îmblânzește părul și totodată tratează. Îl tratează și îl protejează de temperaturile înalte. Sper că acest filmuleț v-a fost de folos. Sper că aplicați în practică sfaturile pentru a vă mândri cu podoaba voastră capilară. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!